nu s-a auzit genunchiul, dar s-a simțit într-un fel, în așa. În interior, practic, s-a simțit urât. Tu ai fost, de fapt, accidentat de către Bogdan IBM. Vreau să clarifici chestia asta. Partea asta a piciorului a plecat într-o parte, partea asta de jos a plecat într-o altă parte. Ce mai rău e că mă duc la baie. Da? Serios. Asta nu-mi place în momentul de față, e complicat. Și la duș, mă gândesc. Mamă, mai ales la apă caldă, deci e incredibil. Partea nasoală e că îl zăbăcesc pe ăsta la altul. A început să mă doară brutul, a început să mă doară mușchiul tibial de cât de mult l-am forțat. Hai să încercăm să vorbim un pic despre chestia asta. Nu. Momentan sunt bine. Dacă vă întrebați și aici, aici sunt mai multe creme, cred că am zis bine, antiinflamatoare, tot felul de chestii și sunt împachetate. Se întâmplă chestia asta pentru că doar așa genunchiul trage foarte bine și doar așa cremele astea au succes. Nu sunt pentru masaj, nu foarte multă lume știe. Eu am mai avut chestii la genunchi, dar bineînțeles niciodată așa. M-am mai durut și am făcut aceste împachetări, așa se cheamă. Băi, cam așa a fost după meciul caritabil, după meciul caritabil la care am participat la Buzău, un meci extraordinar, un eveniment extraordinar la care am participat atât eu cât și Georgiana și mulți alți creatori de conținut, influencer și așa mai departe, un meci care a ieșit extraordinar din punct de vedere al cazului. Hai, dacă vrei să ne mai povestești, trebuie să te ridici, trebuie să mergi, da? Neapărat! Asta e partea cea mai ciudată. Păi știu, tocmai trebuie să te forțezi. Am doar un moment de față și nasul e că trebuie doar un pic pe genunchi. Băi, ce să mai... Acum, hai să spunem un pic ușor ce s-a întâmplat. Da. A început încălzirea la meci. Da? Mm-hmm. Totul bine, totul frumos. Uite, tu m-ai văzut cât am alergat la încălzire. Băi, și ce fain a fost! Am avut ceasul la mână la încălzire și după încălzire, bine, și încălzire și o joacă mică înainte de meci. Am stat undeva la vreo 45 de minute pe teren. Ne-am jucat ușor, așa, mingea de la unul altul. După aia ne-am încălzit toate cele. Și câți pași ai făcut pe ceas? Făcusem vreo 7500 de pași. Gândiți-vă! Wow. Deci, mamă, mi-am pus piciorul la dreapta. După care, uitați și voi imagini de la încălzire. Am alergat bine, eu m-am simțit bine, viguros. Ce să mai... Băi, a fost incredibil. Aveai o atitudine foarte faină, să știi. Chiar eram foarte mândri de tine, atât eu cât și părinții tăi și părinții mei. Toată lumea, toți eram foarte mândri. Da, și după ce s-a dat startul jocului, după fluierul de început, 2 minute. Oameni, fiți atenți, să vă explic cum a fost treaba. Pur și simplu, partea asta a piciorului a plecat într-o parte, partea asta de jos a plecat într-o altă parte. Așa m-am ales cu genunchiul în halul ăsta și nu am putut să particip activ în teren la eveniment. Dar am participat activ în afara evenimentului. Ne oprim din mers pentru că asta este cel mai important. Să luăm un pic discuția despre participarea activă la eveniment. Un eveniment extraordinar. Uite, m-am ales și cu un tricou foarte frumos. Sincer să spun, măcar de jucam cât am pe tricou, 3 minute. 3 minute, ai jucat 2. Am 2 minute am jucat. Evenimentul caritabil a avut loc în Buzău pentru o doamnă care a avut mare nevoie de ajutorul nostru. Înțelegem că a ieșit foarte bine. Pe stadion au fost undeva între 4.500 și 5.000 de oameni și trebuie să precizăm că în online, în prime, cum se spune, au fost 25.000 de oameni live și per total tot evenimentul au trecut acolo 300.000 de oameni. I-a spus Georgiana să întoarcă camera pentru că vreau să ne spună și ea cum s-a simțit și vă spun de ce înainte de toate. Georgiana a coborât din tribună, bineînțeles, să vadă care e treaba, dacă sunt ok, și a rămas pe banca de rezerve. Practic a fost un antrenor secund din partea aia feminină, ca să spun așa, bine, am făcut o glumă. Și vreau să o întrebăm pe Georgiana cum s-a simțit și ea, pentru că ce credeți? Cât a stat pe banca de rezerve din 5 în 5 minute, se dădea în lateral, atât eu cât și ea, am făcut și cu schimbul la un moment dat, pentru poze cu oamenii, pentru o semnătură, un autograf. Într-adevăr, eu m-am simțit un pic mai ciudat la treaba asta cu autograful, pentru că, vă spun sincer, n-am făcut-o până acum și nu mă așteptam să fie chiar așa. Băi, nu mă așteptam să fim chiar atât de iubiți, cu toate că Georgiana e buzoian, e dator și na, e oarecum normal să se întâmple chestia asta. Nu mulți știau asta, să știi. Da, m-a surprins că nu foarte multă lume știa că Georgiana e din Buzău. Dar când au auzit că sunt din Buzău, mamă, era un extaz, de unde? Unde stai? Deci, băi, vă ador. Unde ai învățat? Unde ai făcut școala? Unde ai făcut liceul? Și uite, chestiile astea au fost extraordinar de mișto, dar... Acum, spune-ne, te rog frumos, așa, cum, fii atent, la liber, nu pregătim absolut nimic, vreau să vadă oamenii exact ce ai simțit tu, cum ți s-au părut unii oameni, dacă au fost și oameni răutăcioși, că oamenii trebuie să știe absolut tot. Ca să răspund, ideea este felul următor, tu mergi, bravo, așa, îmi place, bravo, determinare, bravo, Dragoș.
Băi, să știți că m-am simțit foarte bine la Buzău. Într-adevăr, mulți nu știau că eu sunt de acolo, dar s-au purtat foarte frumos. Deci, din mulțumesc pentru, haide, te rog o poză. Băi, foarte, au fost foarte civilizați, asta mi-a plăcut. Foarte. Foarte civilizați și, bine, m-au și complimentat. Bă, ce frumoasă e, bă! E o chestie foarte faină, de ce o spun? Într-adevăr, oricine este înnebunit după complimente, să-i se facă complimente. Asta unu. Doi, când vezi că oamenii, fete, băieți, nu contează ce vârste, mai mici, mai mari, ei te complimentează și mai ales că sunt tineri, băi, e super tare sentimentul pentru că îți dai seama că, băi, sunt oameni care văd dincolo de, știu să facă un compliment, știu să ofere un zâmbet, știu, a fost frumos, a fost foarte plăcut și crede-mă că, Dragoș, îți spun sincer, și pentru părinții mei și pentru părinții tăi a fost extraordinar. Eu asta consider. Exact, aici ea a punctat extraordinar de bine. Și de ce spun a punctat extraordinar de bine? Pentru că munca asta pe care am făcut-o eu în online și pe care am făcut-o împreună în online, îmi cer scuze, chestia asta s-a simțit ieri. Da. Și nu s-a simțit doar ieri, s-a simțit la un nivel wow ieri. Am mai fost pe stadion, am fost la festival intensiv, da, am fost minunat, oamenii din Craiova ne-au primit foarte bine, da. Însă ieri a fost nebunie. De la banca de rezerve, când s-a terminat, într-adevăr, ăla a fost singurul moment un pic mai ciudat și ne-a cam speriat treaba asta, pentru că toți oamenii au, ce credeți, au intrat în teren. Absolut toată lumea a intrat în teren și ne-a speriat un pic, pentru că știi, știți care e chestia? La fiecare om îi este frică de necunoscut. Ăsta e adevărul. Corect. Știi? Că nu știam la ce să ne așteptăm, însă a ieșit super bine, nu s-a întâmplat absolut nimic, absolut nimeni nu a făcut vreo chestie sau vreo aluzie sau vreo glumă. Mi-a plăcut că oamenii rezonau cu personajele noastre, cu vecina, cu vecinul. Au fost oameni adulți. Pentru, eu de ce vreau să spun asta? Pentru că contentul nostru oarecum e pentru zona adultă. Adică facem glume pentru 18 plus. Nu înseamnă că vorbim urât în online, nu înseamnă că avem parte de nuditate în mediul online. Piperăm absolut totul ca oamenii să aibă la ce să uita și să aibă la ce să se amuze. Am o întrebare. Să știi că mulți au crezut că tu ai fost de fapt accidentat de către Bogdan IBM. Vreau să clarifici chestia asta să se înțeleagă foarte bine. Bogdan, din nefericire, că spun din nefericire pentru că oamenii au crezut chestia asta, a fost lângă mine când am căzut. Eu, după ce mi s-a întâmplat treaba cu piciorul, m-am ambiționat ca să dau mingea în afara terenului, să nu cumva să primim gol și zic, băi frate, să alerg. Bogdan m-a și întrecut pentru că nu mai eram capabil acolo să alerg și am căzut că nu am mai putut sprijini pe picior. Te-ai aruncat practic tu. Da, eu m-am aruncat singur, mă, și doar un pic cu mărul, că zic, băi, decât să se rupă de tot, că eu sincer vă spun, asta am crezut, doar că am văzut că am putut să-l pun în pământ și zic, mamă, gata frate, e bine, nu s-a întâmplat absolut nimic și nu, departe de acest gând, le-am spus celor de pe margine care au zis, bă, că te-am pins ca fucă, nu, m-am dezechilibrat, cum mai puteam, eram, nu mai puteam, pur și simplu, nu s-a auzit genunchiul, dar s-a simțit într-un fel, în așa, interior, practic, s-a simțit urât. Dar, în altă ordine de idei, voiam să le arăt la oameni că am primit și eu un trofeu. Aici a fost un trofeu unde am plăcile mele și al Georgian de YouTube, de TikTok, Steaua Recunoștinței din partea unor oameni care mă apreciază mult. Am primit un flashcard, ce scuze, nu reflectă aici, 91 înseamnă că sunt cel mai bun fundaș la mine. Eu cât am jucat, două minute ai fost forță. N-am și nicio pasă și am și recuperat la un moment dat mingea, deci a fost ok. Pot să spun că două minute am fost genial și în fotbal. Bravo. Deci îi dă bine. Revenim un pic și la cazul caritabil. A ieșit super bine. Înțelegem că au fost foarte mulți oameni care au dat mai mult decât prețul de 15 lei al biletului și că s-a strâns o sumă considerabilă. Și pe această cale aș vrea să nu doar să le mulțumesc oamenilor, ci să le spun și poate le răspund și unora care nu prea înțeleg ei faza asta cu online-ul. Uite la ce a dus notorietatea pe care noi am căpătat-o. Și ar trebui să fie evenimente de-astea cât mai multe. Însă ca să știți voi o chestie, s-a făcut în orașul Buzău și se fac evenimente de-astea în afara capitalii și toate cele, pentru că nu toate stadioanele îți oferă stadionul gratis pentru un meci caritabil. Atenție ce vă spun! Da. Sunt stadioane care solicită o sumă pentru meciul caritabil, ceea ce mi se pare absolut de-a dreptul. Deci, vreau ca bravo Buzău! Bravo Buzău, bravo Baia Mare acum un an. Nu știu dacă se vor mai ține ediții viitoare și nu știu unde, pentru că eu nu sunt organizator. Organizatorii au fost 4 băieți, sper să mai facă lucrul ăsta, pentru că, uite, chiar și așa, un caz a ieșit super bine. Și vedeți ce înseamnă notorietatea pe care noi am dobândit-o în mediul online, a ajutat extraordinar de mult sau sperăm să ajute
extraordinar de mult o doamnă aflată la nevoie. Ceea ce înseamnă felicitări tuturor care au organizat, care au răspuns celor care au organizat și au venit și au participat la eveniment și bineînțeles oamenilor, pentru că fără de ei n-aveam niciun fel de succes. Băi, în altă ordine de idei, să știți că am vrut în primul rând să vă asigurați că Dragoș este teafăr, este în regulă. Bine, parțial, dar se face bine. Hai, am bravo! Asta acum le fac. Deja am 2000 de pași la ora 3 în casă. Atenție, 2000 de pași. Nu că nu mă las, că cu cât stai, cu atât nu este bine. Corect. Așa. Cum a fost, per total? Păi, nu știu, vreau doar să spun că sunt foarte mândră, dar foarte mândră de buzoienii mei, de cum au cooperat, de cum au fost, de cum s-au purtat. Ți-am spus că mi s-a părut că au fost oameni foarte civilizați, sincer. Au fost copii mici, care au fost în extază, a fost nebunia aia lor, dar a fost mișto. Și mă bucur mult, sunt mândră de voi. Da, și vă mulțumim foarte mult pentru felul în care ne-ați făcut să ne simțim după acest eveniment și ne dorim extraordinar de mult ca multe astfel de evenimente pe viitor să fie un real succes și să putem împreună, noi și cu voi cei din online, să aducem cât mai multe zâmbete pe buze și să ajutăm cât mai mulți oameni care, din păcate, au nevoie de ajutorul nostru. Acestea fiind spuse, nu uitați niciodată de un subscribe, de un like, de un share, de absolut orice. Buzău, sunteți foarte tari, felicitări încă o dată. Mulțumim și mulțumesc că ne-ați dat fata asta frumoasă. Hai vă, pa, pa!